Au fost momente emoționante pentru copiii de la mai multe unități școlare din Brașov. Cei mici au fost vizitați de Smiley cu ocazia inițiativei UNICEF România pentru fiecare copil. Artistul a stat de vorbă cu beneficiarii proiectului, printre care se numără și copiii ucrainieni refugiați, dar și mai mulți minori cu dizabilități. Prima vizită a lui Smiley a fost la grădinița numărul 9 din Brașov, unde copiii l-au primit cu bucurie. Artistul i-a vizitat și pe elevii cu dizabilități de la Centrul Comunitar Integrat. A fost un roller coaster așa de emoții, pentru că începutul a fost cu bucurie, voie bună. Evident mi-am adus aminte și cumva m-a și interesat subiectul grădiniței, pentru că și eu după fii mei acum la grădiniță. Și a fost așa cu voie bună. După care a fost așa, cu amărăciune. Noroc că mai sunt câțiva oameni care își dedică, unii chiar viața, ca să ajute alți oameni. Și pentru care contează mai mult binele pe care îl fac altora decât prea binele pe care și l-ar dori pentru ei. Vis-a-vis de povestea asta cu grădinița, cu centru de pentru refugiați. Cred că UNICEF realmente face diferența și în toate cazurile pe care le-am văzut până aici, până acum, astăzi, și nu numai astăzi, pentru că știe metoda. Știe metodele prin care lucrurile astea au funcționat și în alte părți. Și dacă pot alții, de ce n-am putea? Smiley este de fapt ambasador UNICEF și cu siguranță va putea să fie o portavoce pentru tot ceea ce înseamnă servicii sociale destinate copiilor cu nevoi speciale. Ultima oprire a fost la biblioteca din Brașov, acolo unde adolescenții consilieri și-au prezentat propunerile pentru autoritățile locale. Am peste 30 de evenimente de voluntariat la care am participat în ultimul an și jumătate și simt că îmi doresc să fiu un membru implicat al comunității din care fac parte. E frumos să dăruiești și să vezi zâmbete pe fața persoanelor din comunități mai puțin ajutate de soartă. Avem în mâini responsabilitatea acestui oraș să-i avem la masa deciziilor și pe tineri. Și mai ales într-o structură organizată, într-o structură în care aceștia vin nu doar cu idei, dar și cu propuneri concrete despre cum am putea să le punem în practică. Proiectul pe care îl implementează UNICEF se adresează nu doar copiilor, ci și dascălilor, care abordează o strategie care completează educația celor mici.